Bună ziua și bun găsit la Market Briefing. Sunt Claudiu Cazacu, mă bucur să ne auzim. Prezentarea noastră este una în manieră generală despre piețe. Aceste lucruri nu sunt recomandări de tranzacționare. Instrumentele financiare implică anumite riscuri și utilizarea levierului impune conștientizarea faptului că aceste riscuri sunt majorate. Bineînțeles, putem și să câștigăm mai mult sau mai repede, dar nu trebuie să fim atenți în primul rând la acest aspect, ci la riscuri. În anumite situații se poate să am expunere pe piețele discutate sau pe altele corelate cu acestea. Performanțele trecute nu reprezintă o garanție a rezultatelor viitoare. Propunerea mea este să începem tot cu EURUSD. Mă uit puțin și pe întrebări. Deocamdată pare în regulă acest parcurs. Știu că în piețele de capital există de asemenea un interes notabil, dar pe scurt, EURUSD este în zona 1.13 și relativ echilibrat după ce am avut câteva tentative de a sparge nivelul respectiv. Există o nouă linie a negocierilor comerciale între Statele Unite și Europa și informații recente venite dinspre comisarul pe probleme de comerț. Comisarul Malmström, nu știu exact care este pronunția, care dorește un acord rapid, însă vorbim despre probleme de definirea domeniului vizat. De exemplu, avem tot felul de percepții diferite în Franța, care are un anumit sector agricol puternic, în timp ce exporturile de automobile, de exemplu, nu sunt la fel de importante ca pentru Germania. Deci avem și nuanțe diferite în interiorul Uniunii Europene și al zonei euro, iar ceea ce se dorește acum este un acord care să acopere doar bunurile industriale. Din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai importante teme ale acelei de-a doua jumătăți de an și probabil că dorința de a avea un acord până la 1 noiembrie este o expresie a unei speranțe și nu neapărat o certitudine în acest sens. În calendarul săptămânii de astăzi începem cu țevul în Germania la ora 12, 0,8 puncte. La 4 și un sfert avem indicele producției industriale și gradul de utilizare a capacităților. Iar indicele NHB tot din Statele Unite la ora 5. Mâine vorbim despre datele referitoare la contul curent, cifre care acum câțiva ani nu erau foarte importante, dar acum sunt relevante, mai ales cu ocazia deschiderii unor negocieri, pentru că altfel situația este cam așa. Statele Unite au amenințat sau par a fi în pregătire să impună taxe vamale pentru 11 miliarde de dolari de bunuri importate din Europa. Europa a anunțat că se pregătește, asta a fost acum câteva sesiuni, să răspundă in kind, cum se spune, ceea ce nu înseamnă cu blândețe, ci să răspundă proporțional. Cu alte cuvinte, cifra vehiculată ar fi tot de 11 miliarde. Dar, bineînțeles, importuri dinspre Statele Unite spre Europa. Contul curent este în bună parte manifestarea surplusului comercial al Germaniei și probabil că la un moment dat Germania va trebui să schimbe cumva abordarea și să permită o reorientare spre consum intern și mai puțin spre economisire, diminuând astfel o serie de dezechilibre și de nemulțumiri de ordin comercial, dar putem să le spunem și politic în cele din urmă. În sesiunea de mâine avem însă și datele de inflație, balanța comercială la ora 12, indicele core al prețurilor de consum, iar în sesiunea de după amiază din Statele Unite avem iarăși surplusul comercial și
fie că e vorba de balanță comercială, fie că e vorba de versiunea care include mărfurile, produsele fizice, deci nu, și serviciile. În seara zilei de mâine, raportul Beige Book pentru aprilie din Statele Unite, un raport în care o să urmărim în ce măsură unele dintre cifrele care au arătat încetinire în SUA în ultima perioadă pot fi puse în paranteză și se poate realinia percepția generală cu ceea ce a spus Evans de la Charles Evans de la Fed, care spunea că cifrele recente arată mai bine, sau întărit publicările macro în ultima perioadă și economia este una solidă, ceea ce a ajutat în momentul respectiv dobânzile din piața americană. Avem de asemenea în sesiunea de joi indicele PMI pentru industrie și servicii. Acesta va fi o raportare interesantă. Dacă datele de miercuri despre inflație sunt date finale, ei bine, aici vorbim despre indicatori flash, indicatori anticipați, sau, mă rog, prima variantă a indicatorilor, mai corect spus, ceea ce poate să se transpună în reacții mai puternice în piață. Și ne interesează valoarea indicelui sectorului manufacturier în Germania. E probabil printre cele mai importante publicări. 45, cifra văzută aici este mult sub nivelul neutru și foarte departe de ceea ce ar însemna o economie solidă. Pentru ora 11 sunt așteptate valorile agregate. Observăm faptul că sectorul serviciilor se așteaptă să mențină un nivel de expansiune scăzută spre medie, cam în această zonă, aproape de moderată, în timp ce în zona industrială se vede un nivel mai redus de contracție. Aici, conform unor indicatori de sentiment, conform unor așteptări. Ziua de joi se profilează ca una dintre cele mai interesante, cu vânzările din zona de retail în Statele Unite, valoarea care exclude automobilele, deci valoarea core lunară 0,7%. Se așteaptă deci un rebound dintre cele puternice pe o serie care în general este foarte volatilă. Și mai avem indicele Conference Board la ora 5. Iar vineri, Paștele Catolic este cel care afectează piețele și probabil că deja vom simți o anumită diminuare a lichidității chiar din sesiunea de joi. Vom vedea pe măsură ce ne apropiem de acel moment. În rest, datele de săptămâna trecută, foarte pe scurt, s-au focalizat pe o producție industrială în Europa, ceva mai în scădere, dar în scădere mai redusă decât cea așteptată, cu încrederea consumatorilor sub așteptări în versiunea University of Michigan în Statele Unite și cu o critică din partea lui Trump adresată Fed-ului. Din nou, în timp ce anumite nominalizări pentru poziții libere în cadrul Comitetului de Politică Monetară au atras atenția și l-au făcut indirect, cred, nu am menționat acest lucru, dar indirect l-au făcut și pe Mario Draghi să vorbească despre situația în care se află independența politicii monetare a Băncii Centrale din Statele Unite. O temă de mare interes pentru piețe și pentru economiști, pentru că o bancă centrală independentă vizează păstrarea țintei de inflație fără influență. Asta este chiar definiția. În timp ce dacă țintirea este mai degrabă al unui nivel de creștere sau al unui nivel al pieței de capital sau unei creștere în piața de capital, atunci alți parametri macro, alte variabile ar putea teoretic să fie sacrificate. Cred piețele că Fed-ul este pe care să-și piardă independența? Mă îndoiesc. Mă uit la nivelul de randament asociat titlurilor pe 10 ani și acesta este în creștere. O creștere care
se oglindește și în zona sentimentului de piață. Deci avem mai mult optimism și în zona de instrumente cu venit fix și în zona piețelor de capital. Tot acest sentiment optimist este cel care mișcă și EURUSD în sus, din punctul meu de vedere, fără să avem informații de mare forță sau care să schimbe direcția dinspre China. Avem totuși un sentiment că urmează destul de curând un pachet de soluții și nu doar de soluții teoretice, ci și un mod de a le pune în practică vis-a-vis de tensiunile comerciale. În același timp, interesant din punctul meu de vedere, este faptul că deschiderea negocierilor cu SUA nu afectează negativ moneda unică europeană. Este o temă pe care eu aș urmări în viitor și care mi se pare că încurajează un pic de optimism pe termen scurt în Europa, dar ar putea să aducă anumite tensiuni pe un orizont mediu. Cel puțin așa aș vedea lucrurile. Mediu, în cazul de față, ar însemna să săptămâni. Poate de ori în cel puțin 2-3 săptămâni. Însă, deocamdată, ne uităm la 1.1322 rezistență și 1.1352. Suportul este la 1.13 și 1.1270 și, în general, tendința este corectiv pozitivă, pentru că mișcarea anterioară, descendentă, chiar dacă a schimbat puțin, s-a produs aici o deplasare și panta nu e mult diferită, însă am avut câteva scăpări, câteva mici derapaje, dacă le putem spune așa, care au dus la păstrarea tendinței, dar cu un decalaj pe grafic destul de vizibil aici. Dar în linii mari vorbim despre minime în scădere și maxime locale iarăși în scădere. Cu toate acestea, prima șansă pare o avea euro pe termen scurt. Nu neapărat și pe un orizont foarte lung. E, bătălie interesantă este și pe GBP/USD. Uitați-vă la indicele dolarului. A avut el perioadă de scăderi, apoi după amiaza zilei de ieri și un pic spre sesiunea asiatică, dar pierzând teren în perioada europeană, dolarul a avut deci momentele sale mai bune. GBP/USD este aici, îmbrățișează linia de trend descendent și avem astăzi date la 11 și jumătate referitoare la câștiguri și referitoare la rata șomajului. Șomajul e așteptat la 3,9%, iar veniturile medii lunare în creștere de la 3,4% la 3,5%, ceea ce înseamnă creștere peste inflație, excluzând bonusurile 3,4%, deci bonusurile s-ar adăuga în februarie, ceea ce e normal în această perioadă în care se strâng bonusuri anuale. Avem și variația celor de ajutor de șomaj. Cifrele ar putea să arate relativ consistent în momentul de față. Nici așteptările nu sunt rele. Dacă le împlinim, e deja o veste bună. Și cu toate acestea, avem o temă care suprascrie eventuale influențe din partea datelor macro. Pe termen scurt, pare că piața nu are încă energie să spargă linia de trend descendent. După părerea mea, în această sesiune sau în sesiunile următoare mai degrabă, investitorii ar putea căuta niște pretexte pentru a testa sau chiar a depăși această linie. Pentru că, în continuare, scenariul favorit este cel de înțelegeri, de soft Brexit, de amânare, chiar dacă există discuții, dezbateri și presiuni, inclusiv presiuni din partea Franței. Vorbim despre un nivel foarte important din punctul meu de vedere, pe la 31,19 de rezistență, apoi 31,30 și 31,87. Dar dacă spargem pe acesta, 31,19, deja vorbim și despre spargerea liniei de trend și ar putea fi un indiciu favorabil pentru viitor. Dar încă se respectă
regula descendentă pentru moment. Suport 30-40, 1-29-87. Aș fi atent la cifrele de la 11 și jumătate. Dacă ele vor arăta bine, ar putea sparge chiar. Atunci, dacă nu, se va mai câștiga timp și totuși, fără șocuri majore, cred că până la urmă, în a doua jumătate de săptămână, am putea merge în acel sens. Din motive de așteptare, în primul rând, ale unor evoluții mai favorabile în privința negocierilor cu Uniunea Europeană. Tendința pe dolar-ien este una de alunecare, dar este una de alunecare foarte restrânsă pentru moment, o corecție marginală sub 111,89. Nivelul de retragere, care e și o rezistență mai veche, aproximativ pe la 111,80, e doar primul dintre ele, al doilea ar fi la 111,61 și, din punctul meu de vedere, ar fi natural să vedem chiar mișcări ușor mai pronunțat corective decât ceea ce am văzut până acum. Pe termen scurt, însă, dolar yen răspunde și stimulentelor din sfera sentimentului vis-a-vis de risc, iar acesta s-a reconstruit. Recuperarea dobânzilor de asemenea este favorabilă dolarului american, plus destul de important faptul că după acel răspuns pe dolar yen care a fost încurajat și de anunțul unei tranzacții de tip M&A, avem o reticență în a reveni măcar spre jumătatea intervalului anterior. Doar că, pe termen scurt, totuși mi se pare că există un anumit risc descendent. Avem balanța comercială în această noapte din Japonia și miercuri spre joi avem un ICE Flash din sectorul manufacturier. Iar joi spre vineri National Core CPI, atunci va fi mai interesant, joi spre vineri, pentru că lichiditatea va fi încă și mai scăzută decât de obicei. Puținii traderi europeni sau americani care ar fi activi în sesiunea americană, probabil că nu vor mai fi, sau o bună parte din ei nu vor mai fi, pentru că avem Paștele, sărbătoarea de Paște și atunci, deci, riscul crește pentru un răspuns mai agitat. Mai e puțin timp până acel moment, așa că aș propune să stăm mai degrabă într-o zonă de prudență în ceea ce privește poziționarea. Euroron tinde, din punctul meu de vedere tehnic, să pună presiune din nou pe 4,76, 4,76-20. Nivel de rezistență ar fi la 77,70. Și ulterior și înainte de acesta 4,76-70, suportul la 4,75 și 4,74-20. Nu avem încă datele pe dobânzi, dar este probabil că ele să nu se fi mușcat foarte mult. Tendința a fost ușor crescătoare și cu toate acestea, 3,38 la 3 luni nu acoperă nivelul surprinzător de ridicat al ratei inflației la 4,03. Vom vedea cifrele la ora 11, însă, ok, înainte de a trece mai departe, am văzut o întrebare pe dolar yen, pe H1, dacă am avea un inverted head and shoulders, dacă vă referiți la toată această formațiune, la tot acest pattern, din 4 martie, atunci, cred că am mai discutat la un moment dat, nu arată foarte rău. În mod ideal, ar fi trebuit să avem aici, deci, încă se mai poate face lucrul acesta, anumite ajustări, anumite corecții și o revenire ulterioară, dar ar putea să arate. De ce nu? Nu mă declar un specialist în acest tipar de tranzacționare, dar ar putea fi ceva de nota 8, 8 și ceva eventual. Bun.
Discuția noastră merge înainte. Avem un grafic al US 500 pe care îl urmăresc de când am început webinarul în zona de cotații și care chiar acum sparge nivelul de 2918, o mișcare pronunțată care, după părerea mea, are un mesaj tehnic destul de important. Și dacă ne păstrăm mod ideal la finalul acestei zile, peste nivelul respectiv, următoarea regiune de rezistență importantă este 2947. Mai avem poate pe la 2935 niveluri intermediare, dar tendința în prezent este ascendentă și mai mult tot așa arată și canal de trend menținut pe US 100. Sesiune de sesiune am acumulat câștiguri, bursa germană iarăși este în creștere și probabil că originea este mai degrabă în acel comentariu al băncilor centrale și al lui Mario Draghi și al băncii centrale din Statele Unite, care au marcat orientări spre stimulare împreună cu progresul negocierilor comerciale, iar dacă vorbim de factor strict conjunctural pentru sesiunea de astăzi, avem o susținere din partea prețurilor imobiliare care a indus până la urmă această percepție că încep să funcționeze politicile anunțate în China. Vă mai amintiți acele stimulente monetare, dar și programele anunțate de ordin fiscal. Până la urmă am avut o creștere de 2,39% pentru Shanghai Composite, ceea ce încurajează puternic apetitul pentru risc și se vede parțial și pe EURUSD, dar se vede mai ales în cazul bursei germane, care astfel reușește să atingă cele mai înalte vârfuri ale anului, încă foarte departe de maximele istorice, dar dacă vom reuși în sesiunile următoare să ieșim din canal de trend, asta înseamnă peste un 230 de puncte, aș spune săptămâna aceasta, săptămâna viitoare probabil peste un 270-280, am putea asista la o fază de accelerare. Nu e ipoteza mea de bază, dar probabilitatea a crescut de la aproape nesemnificativă la una nu departe de 50%, după părerea mea, în ultimele sesiuni, cu un asemenea răspuns tehnic, dar și cu ceea ce se întâmplă în jur și inclusiv în privința Chinei, care este o variabilă extrem de importantă pe radarul general al investitorilor. Deci, ceea ce se vede acum este o tendință destul de constructivă care poate, pe termen scurt, să mai continue. Aș fi deosebit de rezervat, însă dacă închiderea după o sesiune ca aceasta sau una în care poate merge chiar și mai sus, închiderea s-ar face jos, aproape de nivelul de deschidere. Deci, pe un daily, dacă, spre exemplu, am avea o închidere mai aproape de 12.050 de puncte sau mai jos, atunci am avea un shooting star. Nu aș trece cu vederea un astfel de grafic, dar pare că avem o situație de clasică de prelungire, de supra-prelungire, aș spune eu, dar de prelungire care pare a viza, în cazul de 500 maximele istorice. Deci, cumva, fără șocuri, piața pare să continue pe termen scurt această tendință optimistă. Cred că abordarea este mai relaxată decât o justifică pe termen lung variabilele macro, și că am putea asista la episoade de creștere a volatilității la nivelul celui din decembrie sau poate chiar peste acesta. Până una alta, observăm că indicele VOLX continuă să scadă, dar teoretic zona de siguranță, zona tampon, este încă disponibilă. Doar că dacă am mai avea câteva zile de creștere, am ajunge probabil la maxime istorice sau temporar peste maximele istorice pentru US 500 și acolo am avea un test adevărat. După părerea mea, dacă ajungem rapid
în zona 2947, șansele de a merge spre 3000 sunt mai mari decât dacă mergem prelungi, dacă durează o săptămână sau două. Văd o întrebare, dacă va câștiga US 500 25% anul acesta, dacă ajunge în zona 3150-3200. Uitați-vă că nu avem încă răspunsul vis-a-vis de discuțiile cu China și totuși piețele cresc. Ele cresc ca și cum ar fi convinse că lucrurile se vor rezolva. Am avut față de așteptări ieri profituri bune și pentru Citi și pentru Goldman Sachs, deși au stat trepidați pe parcursul ședinței, nu toate liniile de business au arătat bine, iar în cele din urmă Goldman Sachs a închis cu un minus de 3,8%. Deci nu e suficient ca să vedem profituri în creștere. Sau peste așteptări pentru ca investitorii să arate euforie. O astfel de reactivitate la anumite subcomponente ale raportărilor financiare care nu bat așteptările înseamnă selectivitate și, din punctul meu de vedere, contraintuitiv, nu este semnalul unui vârf iminent. În același timp, mă întreb, în trimestrele următoare, ce mai poate propulsa economia? Pentru că am avut stimulente fiscale, avem într-adevăr menținerea dobânzilor pe loc, dar totuși Fedul nu a renunțat la ideea de a le majora la un moment dat, dacă lucrurile vor arăta mai bine. Cred cumva că piețele sunt mai optimiste decât poate ar fi echilibrate în această perioadă. După această introducere la pentru răspuns la întrebare, cred că este totuși sub 50% probabil să atingem nivelul de 3200. Un episod de accelerare peste vârfurile actuale ar viza în primul rând nivelul de 3000 de puncte și dacă mergem mai sus ar trebui să proiectăm aici niște. Nu vreau să ne grăbim încă, dar probabil că câteva zeci de puncte peste 3000 ar putea fi atinse. După un asemenea salt din 2300 până aici avem deja 26% din minime. Dacă mai continuăm creșterile, o să ne apropiem de 30%. Nu e foarte des întâlnită situația în care piețele cunosc o creștere exuberantă de acolo fără sau pe asemenea durate fără episoade corective. Deci ar fi neobișnuit, nu imposibil, pentru că piețele pot să invalideze statisticile. A făcut-o în sens descendent în perioada marii recesiuni și pot să o facă în sens ascendent acum. Dar dacă vorbim de asemenea întindere și supraîntindere a perioadei de creștere, atunci, care apropo, ar deveni în câteva luni, perioada de creștere a economiei ar deveni în Statele Unite cea mai lungă din istorie. Dacă mergem undeva spre vară, mai avem doar câteva luni. Bun. De aceea spune că încă suntem pe o direcție favorabilă. E cam mult să ne hazardăm de acum să zicem gata 3200 și nu aș acționa în felul acesta. Vorbim de o perspectivă de trading, nu vorbim de o perspectivă de investiții, în care e pe termen lung cunoscută ideea că bursele cresc, dar e vorba de ponderile pe care le putem avea în piață la nivelul de valoare scăzute sau la nivelul de valoare mai ridicată. Doar să vă arăt așa un grafic care privește puțin în urmă, e drept, nu e o situație absolută, e vorba de raportul Shiller Price to Earnings și care nu este chiar la maxime. El se bazează însă pe rezultatele ajustate cu inflația pentru S&P 500, pentru toate componentele sale în ultimii 10 ani. Deci ia o pondere mai redusă a ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Și nivelurile de acum nu sunt la cele din. Nu suntem la cotațiile exagerate din 2000, dar suntem peste
ceea ce era în 1929. Acum, sigur, economia nu mai arată la fel, poziționarea monetară nu mai este la fel, dar la un moment dat vom avea și o trezire la realitate. Și citind aici ceea ce observație pe care o văd în zona de întrebări, a unui participant al nostru, tot ce zboară trebuie să și aterizeze la un moment dat. Și să sperăm că este o aterizare lină, fără zdruncinarea pasagerilor. Bun, asta e adăugarea mea. Ok. Bun, despre Goldman Sachs, comentarii care ne arată că rezultatele sunt sub și estimările sunt sub anul trecut. Și este aici o observație sau o întrebare, nu e, pare a fi observație, că DAX va continua trendul pozitiv. Pentru moment, da, nu arată rău pe un grafic daily, deci să negăm acest aspect. Pe termen foarte scurt, dacă se oprește, sigur, trendul nu e întrerupt, nici dacă mergem spre 12.050-60 de puncte, dar atenție la nivelurile de închidere ale zilei și atenție la această linie de trend mai largă. Dacă am sparge-o, în interiorul nu doar al sesiunii curente, ci al uneia dintre sesiunile următoare, am putea vedea 11.905-11.860 vizate. Cum spuneam, săptămâna vine cu indicii PMI din servicii și din industrie în zona euro și asta face sesiunea de joi una foarte interesantă. De asemenea, spațiul pe care îl mai avem până la limita superioară a canalului de trend nu mai este unul foarte larg. Teoretic, nu ar fi foarte simplu să depășească acea barieră. Bun. Vă propun să mergem mai departe, să discutăm despre următoarea porțiune a webinarului nostru, și anume materii prime. Urmăm comentariul nostru cu un grafic pe aur, care cu greu se păstrează aici în zona de suport, nu 1286, ci 1281 și din punctul meu de vedere este o oglindă inversă a ceea ce se întâmplă cu dobânzile, iar tendința de creștere a dobânzilor îl afectează, precum și apetitul pentru risc în creștere, pentru că aurul nu oferă randament. Acțiunile oferă dividende și astfel avem un risc în prezent. În mod normal, aș fi spus că lucrurile nu s-au îmbunătățit atât de mult și că nu e totul surprinzător încât aurul să fie foarte vulnerabil, dar încă nu avem comunicatul oficial, structura detaliată a înțelegerii cu China și suntem aici la 1281. Deci, parcă s-a erodat o bună parte din încredere. Suportul ar fi la 1277 dacă sparge pe parcursul acestei săptămâni, iar mai jos 1266. Rezistența este la 1297. Petrolul se ține relativ bine în condițiile în care am avut corecții ușoare după un parcurs extrem de pronunțat favorabil. Există tot felul de informații de ordin, aș spune eu, secundar în un orizont de 5-10 ani contează foarte mult manifestările unei tendințe de a merge spre energie regenerabilă. Vorbim despre generații care sunt mult mai atente la aspectele ecologice și care conduc până la urmă și la practici investiționale diferite. Avem și o tendință de creștere care va însemna că în următorii ani, în China, utilizarea de autovehicule, de autobuze electrice mai ales, va eroda peste 100 de mii de barili pe zi, la un moment dat vor fi sute de mii de barili pe zi. Ajungem însă la cifre relevante, dar față de consumul de 10 de milioane de barili pe zi este încă insuficient. Dar ceea ce s-ar putea prefigura aici este un amestec între
optimismul regăsit în piețele de capital care încurajează inclusiv materiile prime și, pe de altă parte, tensiunile în diverse state producătoare din Orientul Mijlociu, în primul rând, sau mai aproape de Statele Unite din Venezuela. Cu toate acestea, există o schimbare a modelelor de tranzacționare cu o influență tot mai mare a strategiilor automate. E un material pe tema aceasta foarte interesant. Iar pe site-ul oilprice.com, la un moment dat, cred că dacă sunteți interesați, vi-l pot trimite. Cu toate acestea, nu cred că este dintre instrumentele facile de tranzacționat pe un orizont intraday, ori pe un orizont extrem de scurt cu microtrenduri, ori pe un orizont mai larg cu trenduri care durează zile sau săptămâni. Un fel de hammer generat ieri nu a întrerupt deocamdată secvența descendentă și ne uităm la 63,07 și 61,94 ca nivelul de suport. Ne uităm la 64,72 ca rezistență și poate intermediar ar fi acest vârf, acest minim local din 14-15 august, 64,05. Cam atât pentru moment. Eu mulțumesc pentru participarea dumneavoastră. Sesiunea de astăzi e un pic de încălzire pentru ceea ce va urma. La ora 12 avem datele din Germania, TSEV, și la 11 și jumătate un pachet de date din Marea Britanie. În zilele următoare devine interesant atât CPI-ul din Marea Britanie la 11 și jumătate, cât și mai ales joi datele PMI din servicii și industrie și vânzările cu amănuntul din Statele Unite. Mulțumesc pentru atenție, vă urez mult succes și să ne auzim cu bine, pe curând, la revedere!